Hei, salutare, dragii mei! Oh, de când am mai filmat, de foarte mult timp. Și pentru astăzi m-am gândit să pregătesc, să vă arăt două machiaje de Crăciun. Nu știu dacă o să vă placă, nu a ieșit perfect, chiar perfect, dar am zis că poate v-ar plăcea și, sinceră să fiu, chiar mi-a fost dor să fac un machiaj, că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp, nu știu, cred că de câteva luni bune n-am mai făcut. Și am zis, ok, hai că trebuie să-mi pun mintea la contribuție și să fac un machiaj ceva frumos, nu foarte ieșit din comun, da, extravagant, așa, nu. Ceva ce poate fi făcut, ceva ce poate fi purtat de Crăciun. Mă gândesc să mai fac unele pentru Revelion, nu știu, ca inspirație. Bineînțeles, eu nu o să mă machiez pentru că stau acasă cu familia și nu... Nu știu, poate, nu știu, dar nu cred, pentru că nu mă machiez de obicei, mai ales dacă stau acasă, nu fac chestia asta. Dar m-am gândit că poate v-ar plăcea să vedeți ceva inspirațional de Crăciun. Mi-e așa foarte bucuroasă, pentru că n-am mai putut să postez vineri, pentru că, nu știu, de la un timp, parcă timp, de la un timp, timpul. Timpul ăsta nu mai mi-ajunge de nimic. Mă învârt încolo, încoace, nu mai apuc să fac nimic. Dar respirăm și încet, încet mă pun pe treabă și să filmez, așa câte puțin, câte puțin. Încet, încet. Sunt extrem de bucuroasă că am zăpadă. Deci, eu zăpadă afară și tot o nins și frumos. Și așa mă bucur, de n-aveți idei. Dar sper totuși că să avem zăpadă de Crăciun. Asta e dorința mea. Mai să fie alb. Țin minte într-un an că eram acasă copil și mă era așa un frig și o zăpadă și când am ieșit afară se vedea așa strălucea zăpada aia înghețată și pe atunci era mult mai ușoară și mă ținea. Acum dacă mă pun în ea mă duc până la fund, adică până la pământ. Deci, ce vreau să vă mai spun? La primul videoclip pe care o să-l vedeți, lumina nu a fost tocmai așa bună, pentru că am stat puțin mai jos, aici în colțul ăsta, nu am stat la lumină. Și nu o să se vadă așa de bine culorile pe care le-am folosit. Dar am să pun poze pe Instagram să vedeți ce și cum, ca să vă dați seama totuși ce am făcut acolo. Nu m-am dat numai cu pensul așa atât. Într-adevăr, am uitat puțin din machiaj pentru că nu am mai făcut machiaj. Oh, nu mai țin minte de când. Cred că sunt câteva luni de când nu am mai făcut să mă machiez. Am mai încercat eu o chestie să mă machiez, dar când vine vorba de linia de tuș, mă mănâncă linia aia. Mă mănâncă, nu alta. Pentru că ori o fac și mi se lipește în partea asta de sus, ori o fac prea aici, prea jos, așa, ori aici, prea sus, ori o greșesc, pur și simplu o greșesc. Și încerc să fiu, eu sunt atentă, dar nu am îndemânarea aia să trasez liniile cum trebuie, să fie totul ok, totul perfect. Dar încerc, mă străduiesc cât pot să fie totul ok, să fie un machiaj pe care să-l pot purta ziua, pentru că când mai merg la cumpărături, mă mai machiez. Îmi pun ceva piersiciu pe la ochi, rimel, ruj, că le ador. Rimelul și rujul mi se par foarte faini. Nu știu, în ultimul timp îmi plac tare mult să mă dau, îmi place tare mult să mă dau cu rimel și ori un ruj simplu, ori un balsam de buzi, ori ceva acolo. Mi-a fost dor să vorbesc, înțelegeți-mă? Chiar mi-a fost dor și mă gândeam zilele astea să mă tund. Da, azi e bun, nu știu. Mă gândeam să mă tund cum e părul meu aici, ceva așa, dar nu știu dacă mi-ar sta bine până aici, un fel de bob, cumva. Ok, nu știu. Ce iubirea mea, Maximilian este aici. Cum am pornit camera, deja el a și început. Vii la mami în brațe? Da. Stați așa. Ia spune, bună! Ia spune, mami. Nu vrei să spui? Bine, l-am tuns. Nu a ieșit perfect pentru că nu a stat, dar e ok. E ok și așa. Este puțin răcit. Ok, mami, haide, haide. Du-te în pat că vine și mami acum, da?
Ok, dragii mei, sper să vă placă ceea ce am făcut. Vă las cu videoclipurile și noi ne vedem data viitoare. Vă țuc, 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 așa mult, mult și vă îmbrățișez. Nu mai știu nici să vorbesc. Și sunt extrem de bucuroasă că pot să postez și eu acolo în comunitate. Yay! Ok, dragii mei, vă las și ne vedem data viitoare cu un alt videoclip. V-am țucat! Pa, pa! Și să începem. Prima dată mi-am dat cu acest fund de ten pe care l-am primit de la Florentina. Mi se pare super fain. Se aplică ușor, este undeva spre mat, are uscare rapidă și are o acoperire bună, bună. Hai să începem. Mi-am dat cu acel roz foarte deschis pe pleoapă, cam tot, cam toată pleoapa. Apoi am luat acel vișiniu din paleta de la Slick. Și am aplicat-o pe bază, doar pe bază, pentru a face puțină culoare. Am mers pe acest machiaj, am făcut acest machiaj cu nuanțe de mov și auriu. Mie îmi place super mult cum a ieșit, este superb. Apoi, la colțul extern, am pus acel mov foarte, foarte puțin. Cred că am mers puțin spre mijloc, foarte puțin, nu foarte mult, dar l-am dus până spre mijloc. Este un machiaj ușor, simplu de făcut. Nu mi-a trebuit foarte, foarte mult timp ca să îl fac. Și în colțul intern am să aplic acel auriu de la Juvia, care mi se pare superb, superb, superb. Îmi place foarte, foarte mult. Și mi se pare că se potrivește cu mov. Așa? Mm-mm. Eu m-am gândit să fac aceste lucruri pentru Crăciun. Dacă ieșiți undeva, mi se par potrivite, nu exagerat, ceva culoare acolo un pic. Iar pe sub ochi mi-am dat cu acel verde, care mi se pare super, completează super machiajul. Am pus foarte puțin sub ochi, nu pe linia apei, ci sub ploapa, nu ploapa, sub ochi, ați înțeles voi. Iar acum mi-am făcut ochii cu creionul acela negru. Mi se pare că mi se potrivește foarte bine, chiar dacă îmi face ochii mici, mi l-am pus pe linia apei și apoi am mai pus culoarea verde, unde mi s-a părut mie că nu era destul cât trebuia. Cu rimel, acum să aplicăm rimelul, ca să avem gene superbe. Și pe urmă, bineînțeles că eu mereu greșesc când fac câte o greșeală. Și apoi rujul. Am ales o nuanță ceva așa mai roșu, dacă ochii nu sunt foarte, foarte intenși, buzele să fie un pic colorate. Ca să fie totul perfect, mi-am dat și cu puțin blush, nu blush, iluminator. Și arată perfect. Acolo un pic de greșeală, dar nu-i nimic. Apoi, să trecem la al doilea look. Tot așa, mi-am dat cu fondul de ten înainte pentru a nu pierde foarte mult timp. Mi-am făcut sprâncenele. Și am să iau o culoare de maro, o culoare maro, puțin, puțin așa închisă și o blenduiesc foarte, foarte bine pentru că voi folosi nuanțe de verde și ca să se combine toate acolo perfect, ca să fie totul ok. Acum, am luat acel verde, este foarte deschis, l-am aplicat peste acel maro pentru a avea așa o nuanță foarte deschisă de verde, nu ceva exagerat, pentru că voi avea doar pe pluapă verde închis și verde mai deschis. Și mi se pare că merge perfect. L-am blenduit foarte bine și mereu îmi scot ochii. Iar apoi am luat din paleta Juvia acel verde mai deschis și l-am pus în interior, în colțul intern. Și l-am dus cam până pe la jumatea ochiului, nu foarte mult, pentru că voi veni cu cealaltă nuanță de verde și se vor combina perfect. Apoi luăm nuanța de verde închis și o pun la colțul extern. Mi se pare că n-am mai făcut de foarte mult timp un video și chiar am început să mă refer un video cu machiaj și mi se pare că mi-au ieșit bine, nu perfect acum, nu perfect, dar e ok, îmi place ce mi-a ieșit, nu,
Mai sunt mici greșeli, dar încerc să le remediez. Dar îmi place foarte mult cum a ieșit. Apoi, la colțul intern am pus puțin argintiu. În paletă e un fel de gri. Dar așa pe ochi se vede un ceva așa sclipicios alb. Și pentru a trece de la o culoare la alta foarte bine, fără să nu existe linia aceea care să vadă, am mai adăugat puțin verde și l-am blenduit. Acum îmi dau cu rimel pentru a avea câteva genuțe frumoase. Nu foarte mult, așa, doar puțin. Și normal că eu fac greșeli. Iar acum mă voi da cu tușul de la Slick, care mereu îmi face probleme. Bine, nu doar el, cred că tușul în general pentru mine e o problemă. Pentru că încerc cât de cât să o fac linia aia perfectă, cât de cât, dar nu îmi iasă tot timpul, dar încerc, îmi trebuie foarte multă atenție și îndemânare. Am început cu codițele mai întâi ca să le fac pe ele, pentru că niciodată nu ies cum trebuie, una parcă e mai jos, una parcă e mai sus. Și aici, normal, eu le-am făcut mai jos, dar trebuia să le fac puțin mai sus, mai arcuite, mai spre sprânceană, așa ridicate cumva. Dar e ok și aici. Și l-am dus prima dată tușul până la jumatea ochiului. Nu mi s-a părut că se îmbină foarte bine cu culorile pe care le aveam eu pe ochi. Și așa l-am dus până la colțul intern, până în interior. Și normal, da, am greșit. Mereu fac, ori pun prea puțin ceea ce e bine, ori pun prea mult ceea ce e foarte rău. L-am pus, am oprit puțin camera și apoi mi-am șters acea culoare neagră cu un bețișor de urechi. Peste l-am venit iar cu culori, verde deschis, verde închis și le-am combinat. Acum îmi conturez fața cu paletele acelea de contouring și am ales o nuanță așa puțin, puțin mai închisă pentru ca să totul să fie ceva contur, să se vadă conturul și le blenduiesc foarte, foarte bine pentru că acest corector, nu corector, cum îi zice, nu știu cum îi zice, bronzer, să zic așa, ca să se vadă totuși. Da, corector îi zice. Nu mai știu eu de capul meu. Iar acum mă dau cu blush în obrăjor, foarte puțin, și pe urmă îl blenduiesc bine, bine, îl duc așa spre exterior, iar apoi îmi dau cu iluminator. Am șters puțin, avem culoare pe pomeți și am șters de acolo tot, am curățat ca să pot să vin cu iluminatorul și să arate totul ok. Iar acum o să folosesc un ruj, de fapt nu ruj, este un luciu de buze. Am ales să fie ceva foarte ușor deschis pentru că ochii deja sunt intenși și nu mi se părea să meargă altceva mai bine. Poate un maro subtil, poate zic, dar asta mi-a plăcut foarte mult. Și cam ăsta e machiajul. Mă dau cu creionul de ochi. Mereu îmi scot ochii. Normal, așa mi se întâmplă mie. Nu știu, zonele astea, linia pe e foarte sensibilă la mine, poate din cauza că nu mă machiez în fiecare zi. Și ăsta e lucru. Acum am să desprind părul și sper să vă placă. Am să las și poze pe Instagram să îmi spuneți părerile voastre. Vă aștept!